Bună seara, dragi prieteni! O nouă ediție a emisiunii Forum IT. Discutăm despre transformări la nivelul modului în care cheltuim bani. Ca să-i cheltuim, trebuie să-i avem. Ca să-i avem, trebuie să fim extraordinar de inovativi, inventivi, să începem să gândim, dacă se poate, de la cele mai fragede vârste, a ne educa copiii în spirit antreprenorial. Este ceea ce susține permanent emisiunea Forum IT. Astăzi seara la Canal 33 România, avem plăcerea să vă aducem în atenție faptul că Oxygen Events a organizat o conferință de maximă relevanță pentru ceea ce discutăm noi de câteva luni bune. Modul în care tehnologiile digitale, disruptive pentru majoritatea dintre noi, afectează sistemul bancar. Modul în care vă afectează pe dumneavoastră cei care vă adresați băncii. Știți să folosiți noile tehnologii, știți să folosiți un token, un card contactless. Și cine știe ce Dumnezeu alte tehnologii ale viitorului? Veți fi în măsură să învățați aceste tehnologii rapid, ca să nu ne pierdem din nou pe traseul lung al rămasului de trăsură, în vorba românească. Rămâne să vedem. Avem invitați de valoare pe care i-am invitat în platou, direct din sala de conferință. Și aș începe prezentările cu domnul George Angel. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Răzvan Grigorescu. Bună seara, bine v-am găsit. Și domnul Antonio Era. Salut, bună seara. Pentru că poziționarea fiecăruia în ceea ce reprezentați e destul de importantă și stufoasă, o să vă las să vă prezentați pe măsură ce intrăm în subiect. Încep prin a mă adresa unei entități din zona societății civile. O asociație care ne ajută enorm să ne obișnuim cu aceste noi tehnologii de care vorbeam la începutul emisiunii. Plățile electronice, plățile într-un nou algoritm, până la urmă. Nu știu dacă România, per total, la nivel de așezări urbane, mic-urbane, rurale, este pregătită pentru utilizarea unor tehnologii digitale în materie de plăți. Mi-e foarte greu să-mi imaginez că undeva într-un colț de Românie, unde a rămas dintr-o populație a unui sat de vreo 1.000-2.000 de suflete, mai sunt 3-4 clădiri ocupate cu bătrâni ai căror copii sunt pe alte meridiane și acei oameni își vor primi măcar o dată în viață pensia pe card. Însă trebuie să ne gândim la viitor, să ne gândim la eventual cei 3-4 minori care se învârt în jurul acestor bătrâni și să vedem dacă România va găsi soluții să-i educe în acest sens. Cu ce se ocupă asociația noastră? Asociația de plăți electronice din România este, să spunem așa, corpul reprezentativ al industriei de plăți electronice din România. Misiunea noastră fiind aceea de a încuraja plățile electronice, de a încuraja utilizarea pe o scară cât mai restrânsă a numerarului, pentru că suntem, să zic așa, suntem printre cei care suntem pe deplin conștienți de beneficiile pe care banii electronici îi aduc. Toate acțiunile și obiectivele pe care noi le avem sunt de a sprijini acest demers, de a încuraja nu doar tehnologiile tradiționale, ci și tehnologiile cele mai inovative în acest sens, toate conștienți fiind că digitalizarea pe ansamblu va fi un vehicul foarte bun pentru extinderea plăților electronice. În ceea ce privește mediul rural, acolo unde încă, cu siguranță că mulți dintre noi avem multe întrebări referitoare nu doar la banii electronici, la bancarizare și educație financiară în general. Acolo, cu siguranță, sunt multe lucruri de făcut. Ceea ce nu ne este permis să facem este să-i privăm pe acești oameni de mesajele noastre, dar a le aduce la cunoștință beneficiile pe care le pot avea lucrând în acest fel și de a le câștiga încrederea în tot ceea ce fac, fiind alături de ei acolo unde nevoile lor se manifestă. Deci nu cred că avem acest drept de a le refuza această nevoie. Domnul Grigorescu, reprezentați o bancă, nu spunem care, din motive recunoscute, da, pe televiziune, privind reclama, dar ca specialist în securitate, în primul rând, în zona domeniului bancar. Mai este loc pentru educație în materia
creșterii încrederii populației în folosirea instrumentelor digitale bancare? Aș vrea să vă spun că este esențial să creștem această încredere, pentru că în momentul de față, produsele pe care le avem și produsele cu care venim în întâmpinarea clienților noștri, produse financiare, sunt din ce în ce mai complexe, sunt din ce în ce mai aproape și mai integrate în această eră digitală. În situația în care ei nu înțeleg sau nu sunt conștienți, convinși de faptul că utilizarea lor le aduce un beneficiu, iar economiile lor, când vorbim de acea bancarizare pe care vrem să o adresăm undeva până departe, până la sate, dacă ei nu sunt convinși că acest lucru se poate face în mod sigur și că fondurile și transferurile lor se facă repede și în siguranță, dacă nivelul de confidențialitate nu este suficient, practic avem de-a face cu un risc reputațional și acest risc reputațional pentru noi, specialiști în securitatea informației, trebuie adresat. Iar acest risc îl adresăm prin conștientizare, prin aceste campanii de conștientizare, și avem nevoie neapărat de dumneavoastră, de reprezentanții media, ca mesajul nostru să ajungă la populație. Este un pic delicat și pentru noi să abordăm acest aspect, pentru că a va ajuta înseamnă un cuțit cu dublu tăiș. Și o să-ți mai exprim la modul următor, ușor de înțeles pentru toți urmăritorii noștri. Atunci când un jurnalist ia taurul de coarne și deschide un subiect sensibil, ca cel al noilor tehnologii. Mă refer în acest moment la plățile la distanță care pot să fie extraordinar de utile mulților, milioanelor de români care locuiesc în străinătate. Și dintre care unii chiar au aflat despre plăți în sistem de tip Abra sau altele, prin care folosind blockchain, o tehnologie nouă, reușesc să transfere bani fiat, monedă, euro, etc., etc., care se pot schimba în lei, prin intermediul unor monede noi, despre care ați auzit, stimați prieteni, criptomonede. Acum să vedem dacă efortul nostru de a face conștientizare a publicului se alătură efortului general al operatorilor, partea bancară, partea de reglementare, da? Zona statului, elementul de administrație publică, întreprinzătorii privați care vin în acest sens, în această direcție și creează și încearcă să fie în pas cu lumea, cu ceea ce se întâmplă pe plan internațional. De aceea avem această formulă, stimați prieteni, în platou, societate civilă, sistemul bancar, care poate să aibă o perspectivă asupra securității plăților digitale, și zona privată, reprezentată aici de domnul Antonio Eram, pe care la nivel personal îl cunosc de peste 12 ani, când cu echipa domniei sale implementa primele tehnologii web-based, de plată prin internet, pentru o companie, pentru un operator de telefonie. Era acum 20 de ani. 20 de ani? Da. Deci... încerc și eu să rămân mai tânăr. Și nu facem reclamă. Încerc și eu să rămân mai tânăr. N-am spus nume, n-am spus nimic decât pe al dumneavoastră și chiar dacă știu cum încercați să vă păstrați, domne, nu îmi faceți. Adevărul este că faceți parte din acei câțiva pionieri ai României care au învârtit un șurub important, care a schimbat niște mentalități. Important este mesajul ăsta de la nivelul unor, iată, 20 de ani de experiență. Eu am încercat să rămân mai tânăr, încă o dată zic, da? Deci m-am făcut că uit, nu i-am numărat. Dar atunci când Academia de Vară, Forum IT, vorbea despre plăți prin internet, despre modul în care se vor dezvolta magazine electronice, magazinele virtuale, totul părea o nebuloasă, o ciudățenie, nu se va întâmpla. Și exista și reticență din partea pieței ca orice lucru nou. Aici vreau să ajungem cu discuția noastră. Cum învingem reticența? Vă rog. Păi, o să încep într-un alt fel, să zic așa. Tocmai mă uitam pe niște poze mai vechi. Îmi făceam ordine într-un album și am văzut o poză din 2007, ceva de genul ăsta. Dintr-o conferință, prezentare, unde discutam despre plata prin SMS. Ce? Era mai de, cred că în 2005. Discutam despre plata de SMS și o poză așa din sală, cum ar fi, din spre pupitru, spre sală. Cred că erau 10 oameni, nu erau mai mulți, cărora, mă rog, eu atunci foarte entuziast le explicam despre
plata cu SMS și cum va aduce și va crea și va face. Și erau 10 care se uitau, ok, bine, în sfârșit. Fast forward, anul trecut, un eveniment dedicat comerțului electronic, 1000 și de oameni în sală, care erau, nu-și butona nimeni telefoanele în momentul în care am vorbit despre Bitcoin și blockchain. S-a schimbat, s-a produs o schimbare de mentalitate. S-a produs prin faptul că acum avem acces la informație mai mult și mai bine și mai rapid decât o aveam până acum. În schimb, am rămas totuși tributar unor încă unor probleme care țin de o diferențiere, o ruptură, aș putea spune, între diversele nivele ale societății. Da? Gap. Vorbeai mai devreme despre educația financiară. Hai să începem cu ceva basic. Toată lumea vorbește încă trebuie să-mi dai 5 milioane sau costă 10 milioane. În contextul în care denominarea s-a făcut când? Acum 10 ani? Mai mult. Chiar și mai mult, da? Deci, da? Inerția este foarte mare în contextul în care banii de pe card nu se țin pe card deoarece nu ai control asupra lor. Adică nu știi câți ai. E foarte simplu. Diferența dintre un card și banii cash este că banii cash știi exact când câți ai. Banii pe card nu știi. Este o formulă. Acum, cu noile tehnologii, telefoanele care îți spun cât ai cheltuit, exact, câți bani mai ai în cont și așa mai departe, am făcut niște progrese, dar iarăși inerția este destul de mare. Câtă lume are un telefon mobil smart? Încă nu am ajuns la nivel de saturație de peste 90%. Da? Încă suntem tributari unor tehnologii mai vechi. Dacă stai să vorbești cu anumite persoane, o să spună că cel mai bun telefon pe care l-am avut vreodată și pe care și-l doresc este Nokia 3210. Da? 2 săptămâni bateria. Da, 2 săptămâni ține bateria. Păi da, ține bateria 2 săptămâni pentru că vorbeai doar la telefon. În cele mai puține cazuri. Acum telefonul mobil, de fapt, nu mai e un telefon mobil. Este tot ce vrei tu și eventual mai vorbești cu cineva altfel. Cu toate că este un dispozitiv de comunicare și de acces de informație, o platformă foarte interesantă de app cu care poți să faci o groază de lucru. Bun. Felul în care trebuie să vedem această educație este, dintr-un punct de vedere, destul de dificil de făcut, pentru că trebuie să lucrăm pe mai multe planuri. Da? Unora trebuie să ne adresăm într-un anumit fel, altora trebuie să ne adresăm în alt fel. Gândește-te, spuneai de un sat în care populația tânără activă a plecat. Da, este foarte interesant de văzut care a fost șocul pentru acea populație tânără care a plecat de la sat, s-a dus într-un sistem super avansat în care plățile electronice sunt și la ordinea zilei, la ordinea zilei. Și cum au primit, cum se spune, direct în piept trecerea o chestie de genul ăsta. Și ai să vezi, dacă faci un studiu, și cred că ar trebui să facă niște studii de genul ăsta, cred că dacă faci un studiu, o rezultantă ar fi foarte interesantă, și anume că odată ce s-au obișnuit, o să înceapă să aibă pretenții de la noi, cei de aici, să ne ridicăm la nivelul acela. În altă ordine de idei, vorbim despre generația nouă, de millennials, so-called millennials, pentru care chiar și statul în fața unui calculator este o chestie antică și deplasată. Să nu anticipăm cu asta, da? Pentru că asta o țin ca bine, fruct. Ok, n-am știut care e programul tău, da. Dar ideea este, trebuie să te adresezi. Am zis să o iau de la nivelul bătrânilor noștri către cei mai tineri, către millennials. De ce? Pentru că revin acum la ghișeul unic, da? Un ghișeu electronic în care să plătim taxe, impozite, etc., etc., și să fie atât de facil în utilizare încât chiar și bătrânii noștri, câți mai sunt, să-l poată accesa. Ori noi avem o problemă, știu motivele tehnice pentru care nu există în fiecare localitate din România un ATM. Că sunt N, da? Sunt și acolo niște calcule. Corect. Da? Ca să poți să menții ca bancă o astfel de cheltuială pentru una, două, trei operațiuni. Sunt lucruri care trebuie înțelese ca atare. Pe de altă parte, da, ar fi minunat ca
generațiile tinere plecate peste hotare ale acestor oameni să poată să trimită foarte repede și foarte facil, electronic, marginea aia din profitul lor, din ce muncesc acolo, către cei rămași acasă. Ar fi grozav. Prin niște instrumente moderne. Scuze-mă că spun, faci o greșeală, eu te-aș amenda aici și aș spune, de ce trebuie să pună un ATM? De ce nu poate să fie capabil să facă să primească un card și să facă să execute o plată de la distanță? Să plătească la magazin, să-și plătească utilitățile online, să-și plătească, să facă cumpărăturile în comerț electronic și mai departe. De fapt, eu aici văd tocmai această înapoiere, fără să jignesc, înapoiere a segmentului de gând rural sau orașe de categoria 3, 4, 2, 3, 4, în a prinde din urmă făcând niște lucruri doar electronic, înțeleg? Nu simt. Deci pus un ATM, parcă nu aș fi. Nu, eu toate greșelile pe care le fac al jurnalist le fac intenționat. Segmentare. De ce? Pentru că tu vorbești despre arderea etapelor. Iar eu m-am referit la ATM pentru că dacă mergem împreună într-o comună, dacă vorbesc despre folosirea cardului pe calculator, îți dai seama cum sună să vin eu să spun... Trebuie să te adresez segmentul. Să vin eu să spun cum e să plătești direct cu telefonul mobil sau să folosești Bitcoin. Exact. Deci, preluând ideea, am vorbit despre ATM numai din acest unic motiv. Că, da, și eu îmi doresc să ardem etape, dar sunt perfect conștient că nu e atât de ușor să arzi orice etapă. Și mă întorc din nou la ghișeul unic, pentru că la momentul ăsta noi nici măcar n-am digitalizat tot ce ar fi util ca să nu mai facem cozi la diverse administrații, taxe, nebunii și să putem să ne ducem viața foarte, foarte eficient pe a face bani, nu pe a da bani. Da, dacă punem în discuție ghișeul.ro, situația este destul ca un exemplu, nu neapărat, exemplu ca nu neapărat ca să arătăm cu mâna spre platformă și spre acest proiect care este unul dintre proiectele care chiar funcționează. Dar de care a auzit lumea în țară. Și de care, care a auzit lumea. Deci dacă punem în discuție ghișeu.ro, încă suntem tributari și aș folosi o metaforă, e ca și cum ai o mașină și o propulsezi folosind doar o singură roată. De ce spun asta? Pentru că, din păcate, ghișor.ro este un proiect care are în spate o hotărâre de guvern care nu întotdeauna s-a dovedit atât de sprintenă, să zic, ca să țină pasul cu realitățile, cu realitățile proiectului. Pentru a putea merge cu acest proiect în direcția în care ne dorim și făceai mai devreme vorbire la faptul că chiar și până să ajungem în mediul rural, din perspectiva ghișeului.ro mai sunt încă multe lucruri de făcut. Deci dacă ne oprim doar la această bucată în care lucrurile mai pot fi încă de făcut, demersurile noi le facem în mod constant către autorități, astfel încât pe platforma ghișeul.ro să se poată face multe alte lucruri pe care platforma, din punct de vedere tehnologic, le permite. Și care oferă prin acest lucru o ușurare a vieții de zi cu zi a cetățeanului, indiferent în ce colț al României se află. Știți cum e situația României așa cum o văd acum? Cel care pierde drumul e bucuros și de cărare. Adică, hai să luăm ce mai putem din tehnologiile care ar putea fi absorbite de populația României așa cum e ea, în realitatea curentă, indiferent de ce se întâmplă dincolo de granițe, indiferent de noile tehnologii, indiferent de avansul uriaș pe care l-au creatorii lor de inovare, în speță partea de blockchain, pe care a amintit-o Antoine. Da, este o formă elegantă de a spune că până va veni viitorul, trebuie să gestionăm prezentul. Sunt multe lucruri de făcut. Noi ca și industrie, și aici mă refer la bănci, procesatori de plăți, companii de software, toată comunitatea Apero, mai bine de 32 de companii, știm foarte bine ce este de făcut și este o misiune pe care ne-am asumat-o zi de zi. Nu ne vom opri din atingerea acestui obiectiv, pentru că asta este menirea noastră. Lucrăm împreună cu exponenții business-ului tradițional, împreună cu cei care sunt pionieri în noile tehnologii, astfel încât să asigurăm, pe de o parte, consolidarea
mediului tradițional și, de cealaltă parte, adresarea și deschiderea către inovații și ceea ce este pe care să vină, iar această tranziție să se facă într-o manieră constructivă, într-o manieră elegantă, să fie o evoluție și nu o revoluție. Răzvan, mediul bancar cum s-a adaptat și cum a reușit să ajute clienții să accepte aceste noi tehnologii? Că, mărturisesc sincer, eu am avut primul contactless card, da, contactless, cred că acum vreo 3 ani. Nu cu multe în urmă. 2.5, 3 ani. Dar nu pentru că n-aș fi înțeles tehnologia. Pur și simplu, e virgula aia, cred că, băgată în ADN-ul românului. Și nu numai românului. Cred că rezistența la schimbare este pur și simplu apanajul ființei umane. Rezistența la schimbare. Haideți să ne amintim atunci când au apărut primele carduri contactless, ce clip a fost viral pe internet. Vă mai păi nu mi-amintesc, că nu mai țin minte când a apărut. Eu știu doar că am fost întârziat în utilizare. Deci a fost un clip cu cineva care venea cu o mapă, se apropia de buzunarul tău și spunea că, iată, prin contactless ai fost fraudat. Deci a mers pe net foarte mult timp și a indus panică. Deci organizațiile și schemele de carduri chiar au dat niște comunicate în care explicau, domne, nu se poate chiar așa ușor și există niște mecanisme de control. Bun, ca în orice tehnologie și ca în orice inițiativă nouă, există inițial niște vulnerabilități. Le adresăm, le facem mai bune. Scopul nostru care este? Să adresăm toate segmentele. S-a vorbit aici și mi se pare extraordinar. Trebuie să gestionăm toate segmentele clienților noștri în cadrul băncilor. Adică de asta unele bănci nici acum nu oferă contactless cards. Avem solicitări de la clienți să nu le dăm carduri contactless. Am înțeles, există exact acum, asta am spus. Deci acesta este motivul. Absolut. Marea majoritate a băncilor în momentul de față le emit contactless, pentru că vă dați seama, toată lumea lucrează pe volume. Ca să acoperi o piață, un domeniu de nișă, sunt costuri mari. Nu este o bucurie să te duci într-un sat și să pui un bancomat, să ai costuri operaționale de cash management, să ai costuri operaționale de infrastructură, să ai riscuri, sunt niște riscuri asumate cu atâta monetar într-un singur loc. N-ați auzit și știți despre situații deosebite în acest caz. Totuși trebuie să adresăm și acel segment de populație care are nevoie de cash. Din statisticile noastre, în România, cash-ul este rege. Chiar și acum. Creștem, învățăm, însă pe lângă tehnologiile acestea de viitor pe care și produsele astea cu care încercăm să ieșim și venim cu chestii revoluționare și sunt parteneri în piață care împing trendul ăsta, trebuie să adresăm și segmentele care au nevoie de cash, au nevoie de numerar la ghișeu. Sunt clienți care vin și solicită și în momentul de față fac depozite la ghișeu, deși prin mobile banking și internet banking, prin info, SMS și așa mai departe, poți să achiți inclusiv taxe, impozite, să faci plăți oriunde în lume. Există aceste produse, însă trebuie să adresezi segmentul. Nu știu, eu sunt fidel ideii, tot din înțelepciunea românească, nu pierde vremea, că te pierde ea pe tine. Aici și Antonio Eram poate să vină cu o istorioară din trecutul domniei sale, pentru că și atunci când a început implementarea unor tehnologii pe care doar vizionarii din echipa lor le aveau, sigur a fost vorba de o rezistență a mediului. Cum ați depășit tu? Uite, e mișto că îmi pui întrebarea asta în timp ce pe ecran mai devreme, când vorbea Sergiu, curgea, era un screenshot din white paper-ul lui Satoshi Nakamoto despre peer-to-peer, despre Bitcoin. Foarte interesant, apropo de viziune. Istorie, aș putea spune foarte, foarte multe, dar cred că cel mai bun răspuns este, așa cum spuneam mai devreme colegii mei de platou, trebuie să adresăm toate segmentele. Cred că trebuie să folosim toate tehnologiile. Absolut. Trebuie să tragem cu toate armele pe care le avem în dotare și să vedem la final ce rămâne. O abordare de genul hai să luăm încetişor nu mai funcționează. Nu mai funcționează pentru că ritmul în care funcționează lumea financiar, bancar, tehnologică, fintech-ul și așa mai departe, este o lume care accelerează.
Ori dacă noi spunem, stai un pic, hai să punem ATM-uri și după vreo 5 ani o să vedem cum e și emitem carduri fără și... Nu, le punem și ATM-uri, le punem și contactless, le dăm și mobile payment, le dăm și bitcoin, le dăm și transferuri bancare electronice, le dăm și card, chipuri criptografice. Cine va înțelege, va merge mai departe, cine nu, nu va mai putea să evolueze. Lumea evoluează la un nivel în care nu mai suntem ca acum 30 de ani să fim deconectați. Suntem mai mult decât conectați. Suntem mai mult decât conectați și ne implicăm din ce în ce mai mult. Suntem, chiar dacă nu vrem, suntem în această chestiune. Și atunci, orice viziune ai la nivel de... nu știu, de a încerca să schimbi în zona asta, de fapt nu te mai lovești de nu știu, de primii utilizatori fiind sau primii parteneri fiind la întinderea mâinii, adică la tine în oraș. Deja în momentul în care pui o soluție pe piață, este o soluție globală. Global. Tu trebuie să fii în stare, să fii capabil, să știi ce să faci, să vezi global. Ori, pur și simplu, în momentul de față, nu, și nu e doar la noi, sunt foarte, foarte multe țări care nu sunt pregătite să înțeleagă că trebuie să educe populația la un nivel în care sunt expuși la sisteme globale și trebuie să se expună la nivele la sisteme globale. Să se adapteze. Este incredibil. Noi trebuie să învățăm să ne adaptăm. Trebuie să învățăm să îmbrățișăm noile tehnologii, să fim curioși. De fapt, asta este o temă destul de recurentă, cel puțin în discursul meu. În momentul în care încetezi să fii curios, încetezi să mai existi. Curiozitatea este, de fapt, forma supremă a inteligenței, nu capacitatea de a dezlega probleme de matematică sau de fizică. Trebuie să fii curios. Dacă ești curios, cu cunoștințele pe care le ai, poți să mergi mai departe. Curiozitatea asta crește singură, se dezvoltă singură, dar poate fi și indusă. Educată. Poate fi indusă. Că. Educată, nu știu dacă neapărat, nu poți să educi pe cineva să fie curios, dar poți să induci. Eu vreau să le duc să fie curios, pentru că vreau să o fac într-o formă sigură. Ok. Cred dar mai degrabă tot să... la inducție ajunge. Cred că mai degrabă să-i stârnim să fie curios. Da, e interesant. Știi, acum că tot vorbim de fabule și sau de zicale populare, există o tradiție românească cu tăiatul moțului, înțelegi? În care îi pui în față niște chestii. Păi aia este, de fapt, îi pui copilului în față o chestie în care e prin curiozitatea ta să aibă niște opțiuni. Hai să apelăm la chestia asta, băbești dacă vrei, și să facem educație financiară punându-i un card, un telefon, Dar nu neapărat cu tăierea moțului. Am înțeles, nu cu tăierea moțului. Trebuie să facem un ritual la naștere pe tavă aia să nu de mai exemplu, eu sunt sigur că, deci, fii atent, ca să dau așa o chestie, poate o să pară un pic ghilară, dar poate fi un driver, știi? Ar trebui să spună, băi, când dai bani la biserică, să le dai cu cardul. Dacă s-ar face chestia asta, îl jur, acceptarea cardului la nivel de folosirea cardului va exploda. Vom fi ca Finlanda. Ca Suedia. 92%. Adică să pui un POS la intrare în biserică. Da, poate. Contactless. Nu neapărat. Putem să facem și online. Bine, acum nu vrem să intrăm în zona de miștocăra. Don't get me wrong. Dar există un potențial acolo. Adică dacă tot popa sau preotul sau părintele, sau cum îi se spune, este un driver social, un driver politic, cu toate că n-a trebuit și mai departe, motivațional, hai să facem un deal cu bot. Eu sunt de părere că... O să contactăm... Asta dacă nu-și facem vorbiserică. Eu sunt de părere că millennialii despre care ai vorbit... Da, millennialii sunt foarte puțini. Sunt, dar crește numărul lor. Deci, așa cum ai spus... Nu crește numărul lor. Numărul lor rămâne constant. Celălalt scade. E o altă... trebuie să vezi altfel. Viziunea. El e vizionar. Exact. El este vizionar, cum a fost întotdeauna. Da. Mă uitam la un alt vizionar și bineînțeles că mulți o să comenteze. Dar de ce dau exemplul ăsta? Pe 25 februarie citeam o știre. Putin, într-o discuție cu bancherii, spune "We can't be late in the race." Adică nu putem să rămânem în urmă, în cursă. Despre ce cursă era vorba? Era cursa implementării blockchain-ului în cât de multe domenii se poate. Două vorbe despre blockchain, pentru că business-ul pe care îl ai are și această bucățică. Poate facem un pic de awareness pentru... Ok, facem un pic de awareness. Apropo de ce spune Putin, camaradul Putin... Dar am și un exemplu din partea americană, mă refer după aia. Da, este paradoxal, nu? În
Soviet Russia, Putin spune, vreau să fac un sistem de blockchain în care să pun toate instituțiile guvernamentale, tot ce se emite la nivel guvernamental, toate actele de identitate, toate tranzacțiile guvernamentale se facă prin acest blockchain, care ne-am scăzut costurile de implementare, parte de trust, la la la, foarte frumos. În America, nu e bine, trebuie să facem, nu oprim, pentru că, știi, este exact ceea ce spuneam mai devreme. Apropo de cum adopți, cine adoptă ultima tehnologie? Adoptă ultima tehnologie ăla care este cel mai în urmă, da? Pentru că va face un salt. Da? Și, by the way, îți fac o paranteză foarte interesantă. România este în top în ceea ce privește viteza de acces la internet. Absolut. De ce? Păi, am fost pentru că noi am plecat de la nimic, înțeleg? Da, eu mi-amintesc când încă mai era o listă imensă de cereri de telefoane fixe, alea cu... Și a apărut telefonia mobilă. Și a sărit lumea direct la telefonia mobilă. Am sărit trei etape. Era la telefonie era listă de așteptare ca la mașini, vă amintiți. Da. Înțelegi? Și cu internet. Deci, cam asta este ideea. Ceea ce vrea să facă Rusia lui... Ce vrea să facă Putin lui Rusia, nu Rusia lui Putin, ci... Da, mă rog, în sfârșit e un joc de cuvinte. Ideea este că vor să-și construiască un blockchain, un chain privat, într-un anumit fel, un blockchain privat pe care să-l folosească pentru toate sistemele publice. La ce este bun acest blockchain, ca să înțeleagă oamenii? Nu știu. Ți-l spun imediat. Cei din Emiratele Arabe vor să facă chestia asta, iarăși. Emiratele Arabe Unite. N-au ce să facă cu banii. Nu e că ce, nu sunt mai deștepți decât ata. Spun, de ce să cheltuim atât dacă putem să cheltuim mai puțin? Ceea ce face blockchain, tehnologia care aduce blockchain, ce aduce tehnologic blockchain-ul, aș putea să fac o comparație, să spun, blockchain-ul este pentru transportul de valoare, ceea ce este internetul pentru transportul de informație. Da? Deci este o structură care este bazată pe încredere, pe securitate, numai că securitatea este dată nu de o terță parte, ci este dată de sistem intrinsec, pe baza unor... Terțul este însuși sistemul. Sistemul, prin el însuși. Securitatea fiind dată de niște implementări criptografice foarte puternice. Practic, este o metodă prin care poți să depui, așa pe limbajul popular, poți să pui într-un loc care este un loc împrăștiat în toată lumea, poți să pui un ceva, iar acel ceva este pus unidirecțional. Adică odată ce l-ai scris, nu poți decât să-l citești, nu mai poți să-l modifici. Ca urmare, relațional vorbind, nu mai ai nevoie de o altă terță parte să-și certifice. Prin exemplificare, dacă eu și cu tine vrem să facem un contract, vom face două foi de hârtie pe care le vom semna, dar le va suprasemna notarul, George, să zicem, în cazul de față, în așa fel încât, și el își va menține o copie, în așa fel încât niciunul dintre noi să nu poată să modifice acel contract. Termen înțelegerii. Da, termen înțelegerii. Blockchain-ul este o tehnologie datând de 10 ani în urmă, că asta vorbeam și astăzi. În 2008, Satoshi Nakamoto a fost la baza lui și, într-adevăr, a stat la baza unei criptomonede, însă tehnologia este revoluționară. Este o tehnologie care folosește internetul ca și bază de comunicație, însă este o evoluție tehnologică pe care poți pune absolut orice atunci când ai nevoie de o comunicare sigură, globală. Și ceea ce este foarte interesant, că nu depinde de un server centralizat sau de infrastructuri centralizate. Practic toată informația din cadrul blockchain-ului respectiv se replică pentru toate părțile. Practic orice calculator privat sau public al unei instituții sau al unei persoane poate deveni parte în acest blockchain. Și atunci replicarea aceasta practic elimină necesitatea de copii de siguranță, de servere centralizate, redundanță și așa mai departe. Practic ea se autosusține, este foarte rapidă pentru că e pe principiul dominoului, așa funcționează treaba. Și tehnologia este incredibil de sigură pentru că fiecare celulă, fiecare bloc depinde de cel dinainte, de după, există niște hash-uri criptografice de verificare
și practic integritatea din punct de vedere al securității informației este asigurată. Ce frumos, și totul e pe cheltuiala celor care folosesc calculatoarele pentru a menține chain-ul. Nu neapărat, pentru că ei sunt într-un fel plătiți pentru asta, într-un fel sau altul. Da. Dar există beneficii. Există niște beneficii. Există beneficii, dar cheltuiala e acolo. De fapt, tehnologia e incredibilă. Ceea ce trebuie să înțelegi este că, de exemplu, dacă o să dau o chestie foarte brută, dar dacă, de exemplu, tot ce înseamnă documente emise de statul român, de la certificate de naștere până la carte funciară, nu știu, dau niște exemple de genul ăsta. Cărți de identitate, documente, hotărâri judecătorești și mai departe, s-ar pune în blockchain, probabil că costurile operaționale ale întregului stat ar scădea probabil cu 60%. Cel puțin. Poate chiar mai mult, pentru că aici avem și niște cifre de oficiale recunoscute de instituții. Sunt instituții de talie medie în România care folosesc, consumă, efectiv, folosesc și consumă implicit milioane, 6-7 milioane de coli la nivelul unui an. Imaginați-vă că în România sunt peste 10.000 de instituții publice și dacă ar fi să luăm doar costul hârtiei pe care aceste entități o consumă, vorbim de niște sume de-a dreptul supărătoare. Asta, George, apropo de hârtie, dar gândește-te la următoarea chestiune. Dovada identității. Da? Dovada identității. Tu nu mai trebuie să mai... faci copie după buletin, să dai CNP-ul și mai departe. Tot ce trebuie să semnezi cu cheia ta privată un document emis de o entitate, iei cheia ei publică, cu cheia ta privată ai semnat ura și la gara, de oriunde ai fi, folosind un telefon mobil sau un calculator. Asta este tot. Nu mai trebuie să mai car după tine tokenuri, nu mai trebuie să mai car după tine hârtii, nu mai trebuie să mai car un ditem, un pormoneu, totul devine foarte, foarte ușor. Dovada identității tale este fantastic de ușor. De vorbeam astăzi la conferință că punctul vulnerabil în momentul de față este lipsa unui cadru legislativ care să reglementeze aceste aspecte. Pentru că în momentul în care această identitate a ta electronică este cumva recunoscută, sky's the limit pentru tehnologia respectivă. Pentru că în momentul când te duci în zona digitală, fiecare dintre noi avem un eu digital, un ID digital al nostru propriu. Această amprentă cumva trebuie reglementată în așa fel încât lucrurile să fie acceptate. Dar am spus și astăzi la conferință și repet pentru aici pentru telespectatorii noștri. Jurisprudența românească, aliniată la cea europeană, are ca principiu faptul că ceea ce nu este prevăzut de lege ca fiind ilegal, este permis. Ori în România avem situații interesante, spețe, în care millennials, copiii aceștia foarte deștepți, de la vârste foarte mici, fac lucruri fabuloase. Cel puțin în IT avem cele mai șocante exemple prin cei care, atunci când a apărut blockchain-ul și a început să se audă din ce în ce mai des despre Bitcoin, au început să mineze. Unii dintre ei au făcut milioane. Chestiunea asta, modul în care abordează societatea românească acest aspect, e un pic cu frână, cu frână atras. De multe ori știți cum e, ca să scap de fum trebuie să sar prin foc. Există mult fum pe plan internațional, da? Lucruri spuse împotriva acestor tehnologii în materie de plăți din motive de frică. Doamne, ne e frică. Dintr-un motiv sau altul ne e frică. Mie ca utilizator, pentru că nu știu să fac o tranzacție cu Bitcoin, băncii, pentru că poate să-i afecteze reputația într-un mod pe care e greu să-l gestionăm în cadrul unei emisiuni de televiziune. Dar atâta timp cât lucrurile sunt nereglementate, există niște riscuri. Riscurile acelea nu se duc neapărat sau în primul rând către pierderile financiare, ci către pierderea de reputație. Știți cum e cu încrederea? Și-a pierdut omul încrederea odată în tine, s-a terminat. Ața înodată nu mai e la fel ca ața nerută. Reputația știm că o câștigi greu și se pierde foarte ușor. Însă ce vreau să spun și e mesajul către zona bancară, este că nu cred că România face bine dacă nu folosește lipsa de reglementare pe plan internațional doar ca ghid și semnal de alarmă, atenție cum faceți.
Dar nu ca mesaj, nu faceți, pentru că tinerii noștri pierd. Nu numai tineri, eu vorbesc de tineri pentru că întotdeauna am privit înspre generația tânără. Asta am făcut toată viața. Toate vârstele care au un pic de zvâc antreprenorial, de dorință de investiție, de dorință de speculație. Țările deștepte, bogate ale lumii speculează orice moment, orice oportunitate. Well, aici, știi, aș putea să mă duc pe zona de cripto și să vorbesc probabil toată seara, fără nicio problemă, dar nu îți voi spune despre cripto, aici îți voi spune și voi ridica la fileu și colegilor mei următoarea discuție. Câte fintech-uri sunt în România? Da? Câte companii care se ocupă efectiv de chestiuni care țin de servicii financiare? Eu spun că sunt foarte, foarte puține. Foarte puține. În contextul în care fintech-ul este un hot topic, cum se spune. Da? Deci s-ar fi speriat oamenii de au plecat ce? Din țară. Păi, nu e vorba de asta. Este pentru că atunci când vrei să dezvolți ceva pe fintech, trebuie să ai un nivel de acceptare a tuturor jucătorilor implicați în chestia asta. Din nefericire la noi, ne izbim cu capul și cu de bordură de fiecare dată, fiindcă sistemul bancar, financiar bancar, prin concept este un sistem foarte conservator. Da? Pentru că vine de la istoric. Vine de la istoric. Cu toate că istoria spune că a fost printre cele mai inovatoare când au început. La un moment dat. Era primarul, era biserica, era șeriful și era banca. Deci din punctul ăsta de vedere, aici avem de a face cu o necesitate de a avea o schimbare de paradigmă. Inițiative sunt din ce în ce mai bune, adică au început să înțeleagă că oricât de mari, și aici nu vorbesc de băncile în România, hai să facem un pic abstracție, oricât de mari și de pline de resurse sunt, nu pot să dezvolte singure, n-au cum. Pe lângă faptul că au costuri imense, n-au cum să manage, n-au cum să gândească tot. Deci o să vă dau un exemplu din Silicon Valley, o zonă unde am stat suficient de mult cât să înțeleg niște lucruri. Office-ul nostru este într-un accelerator în Silicon Valley, avem o prezență acolo. Iar există niște, în acest accelerator, există niște zone de incubație, ca să spun așa, în care sunt pe industrie. Una dintre industrie este fintech, zona de fintech. Acolo se duc toate companiile care au mai mult sau mai puțin de a face cu fintech. Există zona de retail, există de biotech și mai departe. Bun. Pe zona de fintech există sponsori. Sponsori care dau bani foarte mulți anual, nu cercetătoare, aș fi surprins, ca să fie primii către care se fac prezentările, da? Adică să prindă cele mai bune să prindă idei. Primul loc, da, ai înțeles? Da. Și aceste companii sunt Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Allianz, whatever, da? Numai big boys cu big guns care îi spune, bă, da, pentru voi să angajați 1000 de oameni și să faceți inovație. Nu funcționează așa. S-ar putea ca o echipă de 2 oameni să vină cu o idee care să coste și mai puțin, evident, să revoluționeze masiv o industrie și să încercarea ta de a replica această chestie este costă de 1000 de ori mai mult. Să fie tardiv. Exact. Urăsc cronometrele de televiziune. Le urăsc și urăsc și ceea ce folosim noi, urechernițele acestea care îți spun așa în ureche, mai aia, se spune, ți se șoptește în cască. Ți se șoptește în cască, da. Deci le urăsc, dar vă lansez înainte de a avea eu o tiradă scurtă. Avem un minut de gândire pentru fiecare. Întrebarea mea de final de emisiune pentru fiecare dintre dumneavoastră este: în cât timp crede societatea civilă, sistemul bancar, întreprinzătorii privați, că România se va deschide utilizării tehnologiilor noi, disruptive, dar nereglementate, astfel încât tinerii noștri să profite de oportunități? Până vă gândiți la răspuns, vă spun următorul lucru și mă adresez și audienței care a fost astăzi la conferința organizată de Oxygen Events și dumneavoastră, stimați prieteni.
În luna februarie, guvernatorul Băncii Naționale, în înțelepciunea domniei sale, atrăgea atenția asupra riscurilor folosirii sau accesării unor tehnologii pe care nu le cunoaștem suficient. Și bineînțeles că atrăgea atenția, în primul rând, instituțiilor de credit, da? Asupra riscului reputațional. Îi mulțumesc pentru poziționare. De ce? Pentru că a spus, e vorba de risc reputațional, atenție cum operați, descurajăm orice inițiativă în legătură cu monedele virtuale, ceea ce înseamnă că domnia s-a afirmat că nu sunt interzise. Primesc sute de mesaje în care sunt întrebat, domne, sunt interzise? Nu sunt interzise. Guvernatorul n-a spus că este interzis. Ceea ce face fiecare bancă însă, vis-a-vis de mesajul guvernatorului, este politica proprie care ține foarte mult de zona reputațională. Voi aloca o altă emisiune acestei discuții pentru că este o chestiune sensibilă. Iar noi, care suntem proactivi și constructivi, îi vom acorda spații respective, organizând și conferințe. Deci, în cât timp credeți că România se va deschide îmbrățișării acestor oportunități de către diferitele paliere sociale? Din punctul nostru de vedere, suntem optimiști. De ce? Pentru că se întâmplă o schimbare de paradigmă, cum spunea și Antonio, în sensul că felul în care s-a operat și în care ne-am gestionat așteptările până acum a fost de a aștepta de la alții să se întâmple. Schimbarea de paradigmă ne aduce pe noi în prim planul acțiunii și cred că este mai mult un exercițiu de asumare în care să ne asumăm mediul privat, tot ceea ce nu s-a făcut în România ultimilor 20 de ani și să facem cu toții un pas mai departe. Facem acest lucru, urmează să vedem dacă în următorii 2-3 ani lucrurile se vor schimba, dar pot să vă spun că semnale sunt încă de pe acum. Aș vrea să parafrazez un pic cu ce ați spus dumneavoastră. Eu consider că sistemul bancar românesc în momentul de față este chiar foarte inventiv și inovativ. Să nu uităm că din cele 38 de bănci, doar 3 sunt cu capital 100% românesc. Restul sunt reprezentanțe sau filiale al unor mari concerne internaționale. Noi suntem foarte bine conectați la Europa în momentul de față, deci nu facem partipriu ne poziționăm cumva separat. În situația în care piața o va cere, sunt absolut convins că vom adresa și acest segment, pentru că băncile rămân aceste bastioane tehnologice. Antonio. Hey, vreau să spun ceva. Când mai dai acel exemplu al domnului Sărescu, acel comunicat, dă-l și pe acel de-a doua zi. Pentru că cel de-a doua zi spune, nu pot să împiedic românii care au apetit de risc să investească în cryptocurrencies. Deci, cred că se leagă, da? Când se va întâmpla chestia asta? Adevărul este că avem nevoie să ne implicăm toți. Dar toți. Și când zic implicare, este o chestie proactivă și constructivă. Că implicarea este și să tragi frâna. Nu vrem să se tragă frâna. Vrem măcar să se oprească din ceea ce fac acum și să aibă un moment de liniște și un moment de curiozitate pe care să înțeleagă ceea ce încercăm noi să spunem, ceea ce încearcă lumea să facă și poate cu un exercițiu mic de imaginație să reușească să se gândească și un pic în viitor. Și poate vom trăi și noi să prindem o revoluție în care banii nu mai sunt ceea ce credem noi acum că sunt bani. Stimați prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Sper. Să îi mulțumim pe rând lui George Angel, director executiv Apero, Răzvan Grigorescu de la Checkbank și lui Antonio Eram Netopia. Rămâneți alături de noi pentru că lacătul nu se pune la ușă pentru hoți, ci pentru oameni cinstiți. La revedere!